Ziua de ieri a fost una de foc pentru PSD. Socialdemocrații s-au reunit într-o ședință de 2 ore în care au creionat principalele linii ale partidului. Un congres PSD vom avea pe 24 august, în care va fi aleasă noua conducere. Mandatul lui Marcel Ciolacu expiră pe 22 august, iar potrivit statutului acesta nu se prelungește și trebuie să aibă loc noi alegeri. Tot la congres va fi anunțat și candidatul PSD pentru alegerile prezidențiale. Ciolacu a spus în fața jurnaliștilor că va vedea dacă va candida pentru cea mai înaltă funcție în stat, pentru că aceste decizii se iau doar în interiorul partidului. Din discursul său nu au lipsit săgețile către Klaus Iohannis. Procedura în interiorul partidului aceasta este. Întâi stabilești congresul și alegerea președintelui partidului, deoarece mie îmi expiră mandatul pe data de 22 august. Acum 4 ani, pe 22, și noi nu avem în statutul partidului că se prelungește mandatul până la un nou congres. El este delimitat clar pentru 4 ani. Am făcut acum o echipă care condusă, coordonată de secretarul general, care se ocupă de organizarea congresului, și la următorul Consiliu Politic Național vom face procedurile pentru candidatura la cine dorește să candideze pentru funcția de președinte. El va fi ulterior. Așa sunt pâș, nu pas cu pas. Întrebat de cutuma PSD, potrivit căreia liderul partidului candidează la alegerile prezidențiale, Ciolacu a răspuns: pentru că așa spune tradiția partidului, ar trebui să candideze. Știm cu toții tradiția partidului, Adrian Năstase, Mircea Joană, Victor Ponta și Viorica Dăncilă sunt lideri. Referiți la tradiția de a candida sau de a pierde? La tradiția de a candida. Însă știm cu toții că toți cei care au candidat... interesează mai mult tradiția de a pierde. Ați putea să schimbați această tradiție? Categoric. Iar acesta este motivul pentru care ezitați în acest moment să vă anunțați candidatura? Eu respect calendarul statutar al Partidului Social Democrat. Șeful PSD l-a criticat pe actualul președinte Klaus Iohannis pentru implicarea în campaniile electorale ale liberalilor, chestionat asupra faptului că Iohannis l-a prezentat pe Nicolae Ciucă mai multor lideri politici la summitul NATO, ajutându-l astfel în cursa pentru Cotroceni. Ciolacu a spus că... Întrebați pe domnul președinte. Mi s-a părut că 10 ani de zile domnul președinte Klaus Iohannis a fost un președinte independent? Mi s-a părut că domnul Klaus Iohannis 10 ani de zile a fost un președinte apolitic? Mi s-a părut că domnul Klaus Iohannis nu s-a implicat în viața politică și în campaniile electorale alături de Partidul Național Liberal? Asta a făcut atunci când l-a luat pe Nicolae Ciucă și l-a introdus în cercurile înalte din NATO? 10 ani de zile domnul Klaus Iohannis nu s-a implicat în campaniile Partidului Național Liberal? Domnul președinte Klaus Iohannis n-a atacat Partidul Social Democrat și implicit pe mine personal? Același președinte Klaus Iohannis a insistat pentru formarea actualei coaliții de guvernare. Pe sfârșit de mandat? Eu nu am. Pe mine, de exemplu, mama Dumnezeu s-o ierte, știu că în clasa 1 m-a luat de mână și m-a dus la școală.